să ne pregătim cum se cuvine pentru nașterea Domnului. Confuzia legată de sărbătoarea Învierii continuă. De asta dată, reporterița de la Neața transmite dintr-o biserică. Dacă am petrecut ieri de 1 mai pe la grătare, la Munte la Mare, cred că putem de astăzi să marcăm așa cum se cuvine Săptămâna Mare, să fim mai evlavioși, să mergem la biserică și să ne pregătim cum se cuvine pentru nașterea Domnului. Renașterea Domnului! Asta s-a întâmplat sâmbătă seară.